legat de funcționarea Uniunii Sociale Liberale, pe care sigur ne referim la subiectele zilei. Am discutat în conducerile executive ale celor trei partide pe data de 7 aprilie, odată cu finalizarea tuturor negocierilor privind candidaturile la alegerile locale, vom avea cele trei formațiuni din cadrul Uniunii Sociale Liberale. Întâi un congres extraordinar la fiecare dintre formațiuni, după care un congres reunit, să zicem, un congres al USL, alături de o parte importantă dintre candidații noștri la alegerile locale, cu o agendă foarte clară, și anume reafirmarea determinării noastre absolute de a candida sub formula Uniunii Sociale Liberale la alegerile locale, la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale, de a forma împreună nu doar majoritățile, toate unitățile administrative teritoriale, ci și un guvern comun al Uniunii Sociale Liberale, de a sprijini candidatul comun la funcția de președinte al Uniunii Sociale Liberale, de a trece încă o dată foarte clar în programul nostru politic decizia absolută a celor trei partide de a nu colabora politic cu președintele Traian Băsescu și cu Partidul Democrat Liberal și de a lansa cu această ocazie principalele direcții politice ale Uniunii Sociale Liberale referitoare la campania pentru alegerile locale, la proiectele de guvernare imediat după noiembrie și, evident, domnul Antonescu, referitoare la programul politic al candidatului nostru la funcția de președinte. Acesta era primul anunț pe care vreau să vi-l fac, dacă aveți întrebări, vă voi răspunde fiecare dintre noi. Al doilea și ultimul din partea mea, am reafirmat și reafirm în numele Uniunii Sociale Liberale sprijinul nostru politic pentru ideea corectă și justă de a restitui bugetarilor o parte din banii pe care președintele Traian Băsescu și guvernul Boc i-au luat în mod nejustificat de la oameni, o parte din bani, pentru că noi nu putem minți că se restituie sau se măresc salariile, ci vorba de așa ceva, se restituie în mică măsură o parte din veniturile acestor oameni, aflați într-adevăr într-un moment foarte greu și după 2 ani care au trăit foarte greu din cauza președintelui Traian Băsescu și a guvernului PSD. În același timp, vom solicita cu persistență aplicarea unui mix de politici economice care să ne permită nu doar să restituim oamenilor ceea ce le-a luat Traian Băsescu, ci să asigurăm pentru viitor locuri de muncă, creștere economică și dezvoltare sustenabilă a sectorului public și a sectorului privat în România. Dintre aceste politici, categorii reducerea contribuțiilor la asigurări sociale pentru a sprijini crearea locurilor de muncă și pentru a ajuta și angajații din zona privată, nu doar pe cei din zona bugetară, reducerea CSE-urilor se aplică și în zona privată. Este o măsură corectă, este o măsură neinflaționistă și este o măsură care produce locuri de muncă și, practic, absoarbe pentru bugetul public, efectul inițial negativ. Acestea sunt propunerile economice și de dezvoltare și de creare de locuri de muncă ale Uniunii Sociale Liberale. Faptul că președintele Traian Băsescu, în calitate asumată, iată, în continuare și de prim-ministru, adoptă doar o singură măsură generată de apropierea alegerilor, fără a se gândi la consecințele pentru anul viitor, este obligația noastră a USL să ne gândim la cum se va dezvolta economia, sectorul privat, sectorul public în România după 2012 și vom implementa toate aceste măsuri. Vă mulțumesc, domnul președinte, dacă ne doriți să mulțumesc că aș dori să reafirm împreună cu colegii mei și în numele întregii Uniunii Sociale Liberale poziția noastră foarte clară și foarte fermă privire la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Săptămâna trecută am fost acolo, am discutat cu
reprezentanții cei mai îndreptățiți și cei mai înalți ai conducerii autonome Senatului Universității, cu reprezentanții politicii studenților, cu alți responsabili publici, politici și locali. Și așa cum spuneam și atunci, repetăm această poziție foarte clară. Este poziția de sprijinire totală a Senatului, a conducerii Senatului Universității de Medicină și Farmacie. Este respingerea totală a oricărei tentative de încălcare a autonomiei universitare și a deciziilor pe care Senatul acestei universități le-a luat. Și așa cum îmi exprimam speranța și la Târgu Mureș, o exprim și al 12-lea ceas, că primul ministru al României nu va asuma o decizie, o hotărâre de guvern care să fie expresia inimii inacceptabile a intereselor electorale ale unei formații politice în destinul unei instituții de învățământ superior, dintre cele mai prestigioase și mai performante în România în ultimele decenii. Se cunoaște poziția UMR, am constatat poziția echivocă în prima dată a Partidului Democrat Liberal și de asemenea am constatat și din discuțiile de atunci și din ceea ce s-a întâmplat de atunci încoace și faptul că în fond Ministrul Educației Naționale, domnul Baba, care ar trebui să fie primul apărător al autonomiei și al unei instituții, cum spuneam, foarte importante din învățământul românesc, practic se face unealta UDMR în a exercita presiuni și chiar șantaj asupra Senatului Universității. Noi credem că este o responsabilitate foarte mare și ar fi o decizie de foarte mare gravitate ca printr-o hotărâre de guvern aceste lucruri să fie schimbate fără a se ține cont de opțiunea conducerii universității, de opțiunea studenților, de opțiunea oamenilor din Târgu Mureș și de, până la urmă, toate acele instituții ale societății civile care s-au pronunțat în această chestiune. Eu cred că obligația, prima obligație a oricărui guvern al României, cărui prim-ministru, partid de guvernare, este aceea de a apăra instituțiile, de a apăra Constituția, pentru că autonomia universitară este prevăzută expres în Constituția României, nu doar în legile educației, și de asemenea de a apăra identitatea națională și interesele naționale. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a funcționat de la înființarea ei într-un regim minim, într-un regim multicultural, deci nu se pune problema că minoritarii maghiari din România și din această universitate nu s-ar fi bucurat de drepturile firești de a învăța, de a studia și în limba lor maternă. Chestiunea care se pune însă acum este aceea că și în România trebuie respectate prevederi care există inclusiv la nivelul Uniunii Europene și cred că este obligația guvernului României în plus de a apăra interesul public și dreptul fiecărui cetățean al acestei țări de a putea beneficia de asistență medicală în limba oficială a acestui stat. Cu alte cuvinte, lucrurile erau corect așezate prin lege și administrativ până acum, în sensul că în UMF Târgu Mureș se putea învăța și în românește, și în ungurește, dar fiecare absolvent al acestei instituții publice a statului român, finanțată cu bani la bugetul public al României, trebuia să aibă un minimum de cunoștințe aplicate în limba oficială a statului român. Singura limbă oficială a acestui stat este limba română, singura limbă oficială a acestui stat va fi limba română. Și este obligația decăpătând
a oricărui guvern al României, repet, inclusiv al guvernului Mureanu, să facă foarte clar acest lucru. Nu este admisibil, nu este tolerabil ca din interese conjunturale și electorale ale UDMR aceste lucruri să se schimbe, generându-se nemulțumiri de mult mai mare amploare decât pot fi ele evaluate în acest moment, strict legat de instituțiile de învățământ. A doua afirmație pe care aș dori să o fac este una legată de un pasaj din recentă declarație sau interviu al domnului președinte Traian Băsescu. Eu am fost foarte rezervat și voi fi din ce în ce mai rezervat până a comenta, comentariile de domnul Băsescu. Există însă o propoziție în acest din urmă interviu care merită atenția. Merită să ne raportăm la ea. Președintele a afirmat că funcția de președinte a constituit pentru domnia sa cea mai mare uimință. Funcția de președinte, sigur, poate duce în situații dificile. Domnul președinte Băsescu n-a avut de a face, n-a fost confruntat, nu a confruntat istoria cu momente grele. Așa cum a făcut-o istoria cu președintele Iliescu, în anumite împrejurări, sau cu președintele Emil Constantinescu. Sunt doi președinți care, oricum i-am judecat, s-au confruntat cu momente grele din postura de președinței României. Traian Băsescu nu a avut nicio problemă cu adevărat grea. Indiferent ce probleme ai avea, nu pot spune asta. Pentru că funcția de președinte al României este cea mai mare onoare cu care compatrioții tăi te pot investi. Atât am documentat în legătură cu asta și rog pe domnul președinte. O scurtă completare înainte de Daniel, dacă îmi permite. În februarie 2002, guvernul PSD de atunci, de aceea face această precizare, a primit un protest public virulent al rectorilor din Cluj împotriva ideii de a segregare în Babeș-Bolyai și în universitățile din Cluj pe criterii etnice. Cel care a prezentat acest protest era un tânăr conferențiar, domnul Cătălin Bala. Istoria este extrem de ciudată și uneori râde de oameni. Cred că domnul Baba este într-o situație mai mult decât penibilă în acest moment. Poate învățăm cu toții să fim un pic mai consecvenți și mai serioși. Că, iată, vremurile se schimbă. Nu, oricum, cred că e o glumă a istoriei faptul că tocmai domnul Baba acum este cel care face presiune asupra celor de la Târgu Mureș și care taie banii dacă nu sunt de acord cu o soluție politică absolut neadecvată. Scuze, și aș vrea să fac un scurt comentariu vis-a-vis de o afirmație a domnului președinte Traian Băsescu, lăsând la o parte afirmațiile care pot fi ușor catalogate în categoria aberante și făcând parte din discursul pentru campania electorală, aș vrea să mă refer la un subiect care, din păcate, rămâne doar în fază de retorică politică, cu toate că importanța acestei este foarte mare, mai ales în această perioadă de criză economică și mă refer la accesarea de fonduri europene. Ne spunea președintele că accesarea de fonduri europene este o chestiune extrem de importantă de ce guvernul european. Este chiar un test pentru premierul Mureanu dacă acesta vrea să se înscrie în cursa pentru a câștiga președinția României. Vreau să vă spun un lucru pe care știți și dumneavoastră. Acum două săptămâni am făcut o dezbatere publică pe subiectul accesării de fonduri europene. Noi considerăm că, într-adevăr, este un subiect de importanță foarte mare. Am prezentat împreună cu cei care au venit la acea dezbatere, refer la reprezentanții sindicatelor, ai patronatelor, ai beneficiarilor de fonduri europene, foarte multe soluții. Din păcate, și pentru președinte, și premierul, și pentru premierul Mureanu, și regret să o spun chiar și pentru ministrul Orban, au rămas doar în faza de propuneri. Nu vedem cum am putea să îmbunătățim accesarea de fonduri europene din moment ce avem un minister al fondurilor europene numai de decor. Funcționează de 6 luni de zile cu 0 rezultate. În luna ianuarie am avut accesare de fonduri europene 0. Cred că s-a îmbunătățit cu 0,1 în februarie și începutul lunii martie. Mai avem 9 luni de zile din acest an și, din păcate pentru economia României, nu s-a luat nicio măsură care să aducă mai aproape fondurile de beneficiari. Fondurile pentru IMM-uri, așa cum știți, s-au epuizat. Au fost 600 milioane de euro care s-au epuizat.
valorizat, pentru că economia are nevoie de această infuzie de capital. Din păcate, sunt foarte multe sute de milioane de euro, chiar miliarde de euro, care zac cu măsuri care nu sunt accesate, din diverse motive. Fie nu prezintă interes pentru beneficiari, fie nu există capacitatea de cofinanțare, fie nu există capacitatea celor din ministere de a corecta, de a vizualiza toate proiectele care au fost depuse. Din păcate, și cei care accesează fonduri europene au beneficiat cu ghilimele de rigoare de acea reducere de 25% și au fost făcute reduceri de personal și în această zonă. Singura măsură pe care am văzut-o, dincolo de ființarea unui minister nefuncțional, este o promisiune a domnului Orba, care a spus că va angaja suplimentar în acest an, în autoritățile de management, 300 de oameni, după ce am trecut, au fost dați afară mult mai mulți oameni din aceste autorități. Din păcate, și această măsură a rămas în fază de promisiune, n-am văzut nimic concret. În aceste condiții, credem că presiunea pe care ar trebui să o punem ca partide de opoziție pe acest subiect, repet, important, nu numai din punct de vedere politic, ci și din punct de vedere economic, trebuie să fie în creștere și promitem să monitorizăm activitatea guvernului lunar și să vă prezentăm lunar un raport de activitate cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu, așa cum spuneam, important pentru noi și pentru noi. Aveți vreo întrebare? Dincolo, bineînțeles, de calitățile, încerc scuze, dincolo de calitățile pe care de absorție a fondurilor europene pe care domnul președinte Dragnea Băsescu l-a văzut la doamna Udat. Ne manifestăm îngrijorarea că odată ce aceasta nu mai este în guvern, am putea să avem un grad de accesare în anul 2012, chiar mai mic decât în anul 2018. Dacă ar fi să luăm în bună credință ceea ce spunea președinte. Stați un pic. Problema e următoarea. Nici ei nu știu la ce soluție au ajuns din punct de vedere juridic. În general, pentru PDL nu prea există o problemă cu legile și cu Constituția, dar totuși, dacă adoptă o hotărâre de guvern, hotărârea de guvern atacăm în contencios, să avem drepturi. Dacă este vorba despre ordonanță de urgență, sigur că discutăm despre o acțiune de cenzură. Dar deocamdată nici ei nu știu. Ei știu un singur lucru. Că trebuie să facă ceva ca să nu rămână fără scaunele pe care le-au până în luna noi. Apropo de problemele de genului cu legea, există legea aceea care prevede clasa pregătitoare și care afectează 200.000 de copii, 400.000 de părinți și cred că 100.000 de părinți în cifra absolută. Ar fi acesta prețul ca să vă întoarceți în fața mea la preferea acestei legi? Adică ați condiționa întoarcerea în Parlament de faptul că noi am declanșat aceste concrete. Da, am declanșat acest protest tot pe chestiuni concrete, dar nu care țineau de o lege sau alta. Pentru că nu mi s-ar fi părut normal să părăsim Parlamentul pentru că opțiunea noastră nu a fost îmbrățișată. De-aia suntem în fond în părți diferite ale Parlamentului ăsta, când suntem. Și pe niște lucruri care țin de funcționarea elementară a Parlamentului, ca el să fie transformat într-o caricatură, ceea ce s-a întâmplat, în caricatură în care nu vrem să figurăm. Condițiile noastre le cunoașteți. Dacă ar fi să discutăm revenirea în Parlament în funcție de conținutul unei legi, eu, unul, m-aș gândi mai degrabă la, iată, legile electorale, la revenirea asupra unui aspect nedemocratic și nereprezentativ, care înseamnă votul într-un singur tur, pentru primar. Sau la înfișorarea numărului de parlamentar, dacă tot aplaudă când domnul Băsescu le aduce aminte de chestiunea asta, sau la atât de alte lucruri, la TVA-ul de produse alimentare. Multe lucruri. Asta cu plasă în felul. Da, dincolo de aspectul ăsta, eu vreau să completez, sigur nu mă refer la ce a spus domnul președinte Ionescu, pentru că ar fi toții de acord, sunt chestii punctuale asupra căruia Uniunea Social Liberală a spus că se va gândi dacă va veni în Parlament numai pentru a vota aceste chestiuni. Mărirea salariilor face parte din această categorie. Deblocarea posturilor din sănătate face parte din această categorie. Sigur că putem să luăm o discuție și ceea ce a spus dumneavoastră în mod punctual. Reducerea numărului de parlamentari face parte din această categorie. Dacă mai o să vă spun sau vă spun de dați toate temele și de preloc, e problemă. Înțeles, tocmai de asta. Problema cea mai mare vis-a-vis de clasa zero, așa cum știți și dumneavoastră, nu a fost neapărat introducerea, din punctul meu de vedere, introducerea acestei clase, ci modalitatea.
calitatea în care a fost impus și faptul că părinții, copiii și cadrele didactice, în ales instituțiile de învățământ, nu au fost pregătite să introducă această clasă 0. Aceasta a fost marea problemă pe care la momentul respectiv am sancționat-o și o corectăm în momentul în care vom ajunge la guvernare din punct de vedere organizator. Semna, dar eu recunosc, dacă mai zice încă o dată Băsescu ce guvern o să facă el lucruri și pentru asta dumneavoastră considerați că trebuie să ne întrebați, mai bine luăm o decizie și o să vă citim de fiecare dată decizia Congresului. Că de fiecare dată când se trezește Băsescu și mai face el o predicție că va fi el cu Dan Diaconescu sau cum, noi trebuie să vă explicăm și am vrea să scăpăm de sarcina de analiști și glosatori în discursul lor domnului Băsescu. Propunem deciziile Congresului. Mă dacă vreau să scăpăm, mai e ceva. Da. În fond, aici e vorba de decizii, de desemnarea unor candidați de maximă importanță, de adoptarea unor documente politice de maximă importanță și atunci este normal ca aceste lucruri să se facă la nivelul de vârf, la forurile supreme de decizie în fiecare dintre partide, pentru a avea deplină legitimitate și pentru a nu mai lăsa, cum să spun, loc inclusiv acestor neclarități cu cineva. Și de asemenea de a arăta, practic, de a propune societății românești o formulă completă, ca oameni și ca programe, pentru tot ciclul electoral. Local, parlamentare, prezidențială. Dar președintele, de exemplu, nu va exclude pe liberal din coaliție. Ai văzut, de-aia face congresul. Da. Ca să nu mai întrebare. Dacă cineva mă întreabă sau mă pun să comentez cu ce exclude, cu ce nu exclude, eu chiar mă simt jignit. Și pără că m-am vrut foarte civilizat. Nu. Pentru că eu, în momentul în care am răspuns o dată, de două ori, de cinci ori, de 15 ori, pentru că nu e prima dată, manifestat așa o prospețime și o mirare senzațională. Nu vă enervați, nu vă enervați, că nu mă întrebați. Ia uiți ce a zis domnul Băsescu, că ar putea să facă un guvern. A când am auziți asta? Ați? Da, asta vă spun. Da, asta vă spun. Atunci când vă spun altceva decât lucrul pe care l-a spus de 15, de 50 de ori și la care a primit de la mine, de la domnul Ponta, de la domnul Daniel Constantin, de la toți colegii noștri din conducerea partidului, de fiecare dată același răspuns. Chiar nu suntem în situația de a fi niște mori stricate cum să comentăm acest lucru. Dacă vreodată e altceva de comunicat, să nu comunicăm. E jenant. E jenant ca președintele să se ocupe cu alcătuirea guvernelor, nu e treaba lui. E jenant ca președintele să stea pe la uși. Fa la PSD, fa la... Înțelege și gândicul ăla din stradă, dacă îi spun, bă, n-am mărunt, lasă-mă. Odată, de două ori, de trei ori, înțelege și pentru treaba. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Faptul că cele trei partide, într-un congres comun, vor stabili foarte clar că nu se va colabora cu PDL, cu atât mai mult cu Traian Băsescu, niciodată, atât timp cât suntem noi la conducerea acestor partide, cred că va fi un lucru extrem de clar și mobilizator pentru toți cei care nu mai doresc pe Traian Băsescu ca aranjor șef în politica românească. Și vor fi decizii de congrese, nu ale președinților, nici măcar doar ale birourilor sau ale organelor dintre congrese. Organele supreme care stabilesc strategiile majore ale partidelor noastre. Doamna Tănescu, este în discurs că ne vei să accepte să accepteze președințiala Consiliului Județean din Buzău și să se revină la... Noi am... stați puțin, că intrăm în lucruri prea mici pentru nivelul discuției pe care o purtăm. Noi... La fără la CJ Buzău? Da, înțeleg ce vreți să întrebați. Dar înțeleg ce vreau să vă răspund. Săptămâna viitoare, de azi într-o săptămână luni, vor fi toate nominalizările făcute, în baza negocierii care s-a făcut deja de acum un an și atunci veți auzi pe toate, le veți afla și desigur le veți comenta. Prețurile de la stadionul național. Eu mă retrag, iertați-mă că nu sunt primar. Mă rog eu frumos și nici nu vreau să fiu primar.